Bine v-am regăsit la Super Pariuri în această zi de duminică pe care ne-o dorim ceva mai răcoroasă, dar ceva mai veselă, poate, din punct de vedere al câștigurilor, din punct de vedere al pariurilor. Avem două meciuri din Anglia astăzi, din Premier League, și unul din Superliga noastră. Am consumat cumva muniția din campionatul Germaniei ieri, iar meciurile din Liga în această etapă inaugurală nu oferă așa un grad de atractivitate foarte mare, precum oferă meciurile din Premier League. Începem cu Manchester United Brighton, se joacă la ora 4 pe Old Trafford. Sunt favoriți cei de la Man United, în ciuda semnelor de întrebare existente cu cel de deasupra mea de aici, cu Cristiano Ronaldo, și cu telenovela asta care nu se mai termină și pe care, despre al cărui final încercăm să discutăm cu toții, totuși unde se va duce Cristiano Ronaldo. Ar merge un pariu aici, niște cote, unde se va duce totuși Cristiano Ronaldo, că pare că nu mai vrea să rămână la Man United. Favoriți așadar cei de la Man United, cotă bunicică pe care o au cei de la Man United. Chit că ultima confruntare între cele două echipe din sezonul trecut, e adevărat, a fost o mică execuție a celor de la Brighton. 4-0 au câștigat ei în fața lui Man United. O vară nu foarte liniștită. Nu cred că și-a dorit această vară Ten Hag, odată cu venirea lui de la Ajax pe banca lui Man United, și asta mult din pricina lui Cristiano Ronaldo. Nici transferurile n-au fost wow. În afara lui Lisandro Martinez, pe care și l-a dorit el neapărat, cam scârție zona asta, dar mai e timp pentru Man United să facă transferuri. Bun, deocamdată Brighton, problema lui Brighton nu e să cumpere, este unde îl va vinde pe Cucurella, și asta e, poate să fie o problemă acolo în banda stângă. E de văzut dacă va juca spaniolul în această partidă. Bun, pornim și astăzi ca și ieri, vă oferim câte o idee de super pariu la meciurile pe care vi le propunem. Pornim de la golurile marcate de Manchester United în această vară, în meciurile amicale. Destul de multe goluri, chiar dacă a lipsit Cristiano Ronaldo. Sigur că Ten Hag are un cuvânt de spus aici. Stilul lui l-am văzut și l-am apreciat și l-am admirat la Ajax. E logic să încerce ușor așa să imprime și lui Man United stilul ăsta. Nu-i simplu, nu-i simplu demersul ăsta și va trebui ceva timp. Însă e pe o tendință de goluri marcate în Manchester United în acest moment, cel puțin în aceste meciuri amicale. Și ne-am gândit și noi la o idee de genul ăsta. Marchează Manchester United peste 1,5 goluri și va avea peste 4,5 cornere. Cota pentru acest super pariu este foarte bună, 2,50. West Ham United, Manchester City, ar trebui să fie meciul etapei inaugurale din Premier League și să recunoaștem, noi un start tocmai blajin pentru campioana Angliei, pentru City. Echipa lui Guardiola se întoarce pe un teren la Londra, unde a avut mari emoții pe finalul sezonului trecut. Poate vă amintiți acel 2-2 care a adus un plus de suspans în campionatul Angliei pe finalul său, în lupta pentru titlu. 2-2 s-a terminat la Londra anul trecut, în sezonul trecut, după ce a fost 2-0 însă pentru West Ham United. Vedem cotele. City e favorită și într-un fel logic să fie așa. Acum să zicem că a rezolvat și problema numărului 9 Guardiola cu aducerea lui Haaland și a lui Alvarez. Pare să că nu prea a rezolvat problema apărării, cel puțin deocamdată, și s-a văzut asta inclusiv în Supercupă, în Community Shield cu Liverpool. Ceea ce vom vedea noi acum sunt ultimele meciuri directe. În 4 din ultimele 5 meciuri directe, ambele echipe au marcat. O singură dată a fost no goal, goal de 4 ori a fost așadar GG. Noi vă propunem un super pariu pornind de la ideea problemelor, de la problemele celor de la Manchester City, ce s-au văzut în această vară și în primul meci cu Liverpool în apărare. Marchează West Ham United, mergem pe ideea că va da și West Ham United gol și că va avea peste 1,5 cornere. E o cotă bună pentru acest super pariu, cotă 2.
Avem derby la Craiova în această rundă, în Supercupa noastră, Universitatea Craiova 1948 versus Universitatea Craiova. E un derby care, din punctul meu de vedere, n-ar trebui să se joace, ar trebui să se găsească o soluție, pentru ca la Craiova să fie totuși o singură echipă, Universitatea Craiova. Dar asta e situația în momentul, în momentul ăsta. Un meci cu multe discuții, cu certuri și așa mai departe, specialitatea casei. A zice, foarte fierbinte va fi și nu neapărat din pricina căldurii. Oaspeții de la Craiova, Craiova lui Rotaru e favorită, Craiova lui Mititelu, deși vine după un rezultat bun împotriva celor de la FCSB, nu se bucură de acest tratament, deși e gazdă în această partidă. În plus, Craiova lui Rotaru vine și după o prestație mai degrabă proastă în Conference League, preliminarile Conference League. Bun, pornim și aici către un super pariu, pornim însă de la golurile marcate de Universitatea Craiova 1948 în acest sezon, o înfrângere, un egal și o victorie în trei etape. Însă Craiova 1948 a marcat în toate cele trei meciuri, ba chiar a dat trei goluri împotriva campioanei CFR Cluj, ceea ce e o realizare, să fim sinceri. Bun, Croitorul pare a fi un antrenor ofensiv și asta pare să se vadă în jocul echipei sale. Mergem la super pariul pe care l-am descoperit noi. Craiova 1948 marchează cel puțin 0,5 goluri, peste 0,5 goluri, adică marchează. Va avea peste 2,5 cornere și peste 2,5 cartonașe. Cotă foarte bună aici de 2,90.